De la Moldova bună la Moldova sănătoasă. Candidatul propus pentru funcția de prim-ministru Igor Grosu și-a prezentat astăzi echipa și programul de guvernare. Acesta se pare că s-a inspirat de la colega sa Natalia Gavrilița, primul candidat desemnat de președinte pentru aceeași funcție. Nu doar în formarea componenței guvernului, dar și în elaborarea programului denumit acum Moldova sănătoasă. Cu mici excepții, echipa propusă de Grosu este identică cu cea formată de Gavrilița. Au fost schimb doar doi miniștri. Natalia Gavrilița i-a luat locul Rosalinei Albu la finanțe, iar Vladimir Bole ar putea fi ministru al agriculturii în locul lui Ion Luca. Candidatul propus pentru funcția de premier, Igor Grosu, a avut nevoie de o săptămână pentru a pregăti componența guvernului, chiar dacă echipa a rămas practic aceeași pe care a prezentat-o în Parlament Natalia Gavrilița, primul candidat desemnat de președinte. Cei 10 pretendenți la fotoliile de miniștri, inclusiv cei pentru vicepremier pentru reintegrare, au fost prezentați pe site-ul Partidului Acțiune și Solidaritate. Așadar, consilierul prezidențial Alan Merenco, implicat într-un scandal legat de diploma sa de master, ar urma să vină în funcția de ministru al sănătății pe care a ocupat-o în executivul Sandu. Fotoliul ministrului de externe ar putea fi ocupat de deputatul PAS Mihai Popșoi, care, potrivit anii, a primit salarii de la UNG-uri, deși nu avea dreptul să o facă. Ramura economiei ar putea reveni lui Andrei Spânu, secretarul general al aparatului președintelui, figurant al unor investigații privind averea de milioane pe care o deține. La interne, pentru prima dată, ar putea ajunge o femeie. Este vorba despre Ana Revenco, secretarul secretar al Consiliului Suprem de Securitate, implicată și ea într-un scandal de tăinuire a averii. Fotoliul de ministru al Educației l-ar putea ocupa Anatol Topală, secretarul de stat al instituției, iar la Ministerul Justiției este propulsat deputatul Pas Sergiu Litvinenko. Din echipa lui Grosu mai face parte Natalia Gavrilița, care ar putea prelua șefia Ministerului de Finanțe. Ea a fost șefa acestei instituții în guvernul Sandu, iar deciziile pe care le-a luat au scos oamenii în stradă după ce a majorat taxe și impozite. Expertul în domeniul agroalimentar Vladimir Bole ar putea deveni noul ministru al agriculturii. Totodată Anatolie Nosată i-ar putea ajunge în frunta Ministerului Apărării. El a fost comandantul primului contingent de militari moldoveni dislocați în Irak pe timpul lui Vladimir Voronin. Un alt susținător înflăcărat al Maesandu, care ar putea fi numit vicepremier pentru reintegrare, este Viorel Cibotaru. Acesta a fost ministru al apărării și liderul PLDM pe vremea când Vlad Filat se afla la pușcărie. Înainte de a-și prezenta echipa, Igor Grosu a avut consultări cu fracțiunea Partidului Democrat. Potrivit democraților, țara are nevoie în continuare de un guvern funcțional, ceea ce presupune că ar fi gata să-și dea votul pentru Grosu. Anterior, și deputații PAS au anunțat că își vor susține colegul. Deocamdată, celelalte formațiuni nu și-au anunțat poziția. Pentru a fi ales, noul cabinet de miniștri are nevoie de votul a cel puțin 51 de deputați. Conform procedurii, membrii biroului permanent urmează să stabilească data și ora când Igor Grosu va putea prezenta în plen echipa sa și programul de guvernare. Potrivit lui Grosu, prioritatea sa este scoaterea țării din criza sanitară și economică, dar și curățarea instituțiilor statului de corupție. Amintim că Maia Sandul a desemnat pe acesta drept candidat pentru șefia guvernului după ce Mariana Durleșteanu, propusă de majoritatea parlamentară pentru funcția de premier, și-a retras candidatura. Luni, în alta curte, a declarat constituțional decretul președintelui prin care Igor Grosu a fost propus pentru funcția de prim Ministru. Hotărârea a fost luată după ce socialiștii au depus o sesizare, motivând că nominalizarea acestuia s-a făcut cu încălcări de procedură.